Da, se pare că totul pornește de la un prim pas pe care trebuie să-l faci, apoi îl faci și pe al doilea, pe al treilea. Mulțumim, Costi, pentru aceste sfaturi prețioase. Vedeți deja că ne-am așezat în canapea, asta înseamnă că avem un invitat special. Zilele acestea se desfășoară o campanie interesantă de informare și conștientizare a unui fenomen prezent în viața aproximativ 15-20% dintre femei în primul an după ce au dat naștere unui copil. Nici bărbații nu sunt ocoliți. Unul din 10 tați ajung să sufere de ceea ce se cheamă depresie postnatală. Moderată sau severă. Campania se numește Depresia postnatală există și este inițiată de asociația numită La Primul Bebe. Aceasta reprezintă o comunitate de sprijin pentru mamele educate, femei cu studii superioare și cu o viață activă, cu peste 50.000 de membri în toată țara. Vorbim mai multe astăzi despre această campanie care se desfășoară până pe 28 aprilie împreună cu invitata noastră Oana Popescu, CEO al asociației La Primul Bebe. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Ne bucurăm că sunteți aici și putem vorbi atât despre campania aceasta, cât și despre fenomenul despre care nu toată lumea vorbește. Adică nu aud. Poate că sunt bărbați și nu aud atât de des vorbindu-se despre asta. Cumva tocmai de asta ne dorim ca și de asta am inițiat cumva această campanie, pentru că ne dorim atât să fim în sprijinul proaspetelor mame la început de drum, lucru pe care oricum îl facem în comunitățile noastre și prin toate activitățile noastre, dar cumva această campanie are rolul de a informa și de a aduce awareness și vizibilitate și în zona sistemului de sprijin al mamelor. Exact cum spuneați, să afle și soții, să afle și prietenele, să afle și mamele și mama soacră și toată lumea, pentru că în trecut generațiile au fost, adică generațiile trecute au avut dificultățile lor. Generațiile actuale de mame se lovesc de cu totul alte dificultăți și ceea ce am constatat în 6 ani de când tot citim durerile mamelor este că nimic nu e mai dureros decât momentul în care nu ți se validează ceea ce simți. Adică dacă tu treci printr-un moment greu, cu puțin sprijin ai fi în stare poate să-l depășești, dar în momentul în care lumea vine către tine și îți spune da bine mă, i-au născut femei de când lumea, te-ai trezit tu acum să suferi, sau pe vremea mea eu nu aveam timp de depresie. Erau scute ce de spălat, erau, exact, nu aveam eu timp de astea și atunci nu se înțelege, se consideră depresia ca a fi un moft și depresia nu este un moft, asta vrem noi să punem pe tapet, să înțeleagă lumea că este o afecțiune reală, iar depresia e nevoie să fie tratată cu sprijin din partea apropiaților și chiar cu sprijinul unui specialist atunci când este nevoie. Și ceea ce am încercat noi să facem acum este tocmai partea asta de sprijin și informația să ajungă la tați, informația să ajungă la prietene, astfel încât atunci când o prietenă din anturajul lor va trece prin asta, nu e un lucru ușor despre care să vorbești, deci nu e ca și cum o proaspătă mamă identifică instant că e în depresie și se duce la prietena ei și zice draga mea, sunt în depresie, sprijină-mă. Lucrurile nu se întâmplă așa și atunci noi ne dorim să vorbim despre asta, astfel încât soțul, prietena, mama să poată să identifice primele semne ale depresiei și să poată ei din exterior să vină cu căldură și înțelegere în sprijinul mamei, pentru că de foarte multe ori mama care este în starea respectivă nu simte și nu își dă seama. Bun, dar care ar fi simptomele? Aș fi interesată să știu, pentru că dacă spuneți că cei care sunt lângă mama respectivă trebuie să fie atenți cumva la ceea ce se întâmplă cu mămica respectivă, ce ar trebui să observăm? Aș simți nevoia să punctez aici că sunt două tipuri de afecțiuni sau de sentimente puternice prin care mamele trec la început de drum. Este odată zona de baby blues sau nu și are un sinonim exact în limba română, așa este ea denumită, care acoperă undeva la 80% din mame, deci foarte multe mame trec prin această perioadă. Din fericire, ea are o durată ușor mai scurtă, de câteva săptămâni după ce s-a născut copilul. Simptomele aici fiind zona de copleșire, când mama se simte copleșită, când îi vine să plângă din orice, când se simte anxioasă, când își schimbă destul de brusc stările de acum e super fericită de bebeluș, după care e super panicată, nu știe ce să facă. Deci zona asta ar fi zona de baby blues, la care ajută enorm de mult sprijinul familiei și al apropiaților. Și mai este zona de depresie, care este o afecțiune care, într-adevăr, poate fi diagnosticată de un specialist și
tratat, adică se poate ajunge și la tratament medicamentos dacă este necesar. De aceea cumva simțim nevoia să spunem că nu glumim, nu trece. Unul din mesajele campaniei noastre este că depresia nu trece dacă o ignori. Deci ea nu va trece de la sine dacă nimeni nu face nimic în legătură cu asta. Iar revenind la întrebare, da, simptomele sunt tot foarte mult plâns din nimic. Mama se închide în ea, nu-și mai recunoaște rolul, nu mai știe cum să-și ajute copilul. Se întreabă de multe ori, dar de ce mi-a trebuit copil? Da, eu nu-mi iubesc copilul. Sunt niște... niște etape prin care trece și care sunt foarte dureroase. Și am văzut în fotografiile pe care mamele le-au făcut cu mesajele pe care le-au ales din mesajele campaniei noastre, se citea durerea în ochi, pentru că nicio mamă nu poate să gândească și să spună nu-mi iubesc copilul fără ca apoi să se învinovățească pentru gândul ăsta. Și e un gând care vine, e real în momentul acela. Ajută poate mult și filmele americane în care când naști toată lumea zice cum vine valul de iubire peste tine în secunda 1 și atunci când nu vine în secunda 1, tu deja te-ai panicat și te simți vinovată, dar eu nu sunt o mamă bună, dar eu nu-mi iubesc copilul, dar eu de ce nu-mi iubesc copilul și toată lumea își iubește copilul? Pentru că asta, nu știu, asta vedem poate pe Facebook, Instagram, în filme și avem senzația că lucrurile se întâmplă așa. Peste tot, da. Și zona aceasta de instabilitate emoțională foarte puternică și de a trece de la o stare emoțională la alta și de a sta în tristețe și în, nu știu, supărare poate care nu pare justificată pentru cei din jur, acestea sunt semne care dau de înțeles că e nevoie să fie sprijinită mama respectivă. Am și eu o întrebare care vizează unul dintre mesajele campaniei dumneavoastră și care cred că interesează, să zicem, pe creștini. Fac așa o scurtă notă pentru ascultătorii noștri care au impresia că această emisiune este pentru mămici care au copii mici. Nu este pentru mămici care au copii mici, este doar pentru prieteni, nu doar, da. Este pentru prietenii, prietenele mămicilor cu copii mici, pentru membrii familiei, pentru membrii comunității din care face parte o mămică cu copil mic, pentru a o înțelege mai bine. Okay. Exact, exact. Și atunci, aveți un mesaj de campanie care spune așa: depresia postnatală nu ține cont de religie, nivel de trai sau de educație. Așa este. Totuși, întreb dacă un creștin care are încredere în Dumnezeu, care știe că nașterea este o minune de la Dumnezeu, chiar este îndreptățit să facă depresia asta? Este ceva care ține de ce credem noi și de încrederea pe care noi o avem în Dumnezeu, în că totul va fi bine? Sau este și ceva medical care se întâmplă fără să putem controla la nivelul acesta al ideilor despre lume și viață? Da, este o întrebare foarte bună care ne ajută mult în ceea ce vrem să transmitem prin campania noastră, pentru că este ceva medical. Este într-adevăr ceva medical, deci zona de depresie nu, dacă noi gândim gânduri pozitive, ea nu dispare. Iar partea de religie, statut social și ce am mai pus noi în mesajul respectiv, vine tocmai în întâmpinarea acestor probleme. De exemplu, când este un om foarte credincios, da? Crede în Dumnezeu, crede în tot ce simte, exact cum a spus, înțelege nașterea, pentru că este într-adevăr un fenomen miraculos și natural și tot ce vrem. Ceea ce se întâmplă, din păcate, în jur, este că, și mamele chiar ne-au scris lucrul ăsta, li se spune: domnule, da, dacă tu crezi cu adevărat în Dumnezeu, nu aveai cum să ai, că te rugai și nu se mai întâmpla. Și pentru un om care este aflat în depresie, nimic, și care este foarte credincios, nimic nu-l poate pune la pământ, mai mult decât dubla. Deci odată nu îi se validează sentimentul și în al doilea rând îi se zice că nu e un bun creștin. E vinovat. E super vinovat. Deci și e vinovat pe mai multe planuri. E odată vinovat pe zona de copil pe care deja suferă, că nu poate să o gestioneze corespunzător. Și apoi se simte și vinovat pe zona de credință, unde... Băi, dar eu cred. Cum? Și
te întreb, pentru că momentele alea nu e lucid. Acum, de exemplu, dacă ați vorbit cu mine, mie mi-e foarte ușor să zic, a, nu, pentru că nu are nicio legătură, este ceva științific, medical, eu știu care e credința mea, nu mă afectează vorbele pe care tu mi le spui mie. Dar, din nou, vorbim de o persoană care este în depresie. Deci, în momentul acela, ea nu are capacitatea și nu are sistemul ăsta de apărare ca să poată să delimiteze foarte clar și să zice, nu, domnule, eu știu credința mea acum, nu are nicio legătură. Uite, e o boală pe care o simt, e ca și cum aș fi luat varicelă. Iau varicelă, e medical, nu e ca și cum dacă am credință în Dumnezeu, nu voi face niciodată varicelă. Exact, este un diagnostic medical și da, am ținut foarte mult să punem inclusiv partea de religie și de statut social și de orice, pentru că multe din blamările pe care mamele le primesc când trec prin această grea perioadă este că ele nu au făcut ceva bine, ele nu au făcut ceva suficient, poate n-au crezut suficient de mult în Dumnezeu, poate nu au, nu știu, n-au sau prea mulți bani, lasă că ești, nu știu cum, sau prea puțin bani, sau... Nu ține despre nimic din lucrurile astea. Cumva, noi zicem că depresia nu discriminează, nu are nicio legătură cu nimic din ceea ce noi folosim pentru a cataloga niște oameni. Cum facem să ajungă acest mesaj la cât mai mulți oameni? Și bănuiesc că sunt mai multe mesaje și poate îmi spuneți, spuneți în dimineața aceasta cam ce mesaje am putea să distribuim și cum putem face asta în campania aceasta. Campania am clădit-o tocmai în ideea de a merge din gură în gură, dacă vreți, de la mamă la mamă și de la apropiați la apropiați, pentru exact cum s-a spus mai devreme, campania se adresează atât mamelor pentru care e util să știe că sunt sprijinite, dar mai ales cercului lor de apropiați. Iar mesajele, avem 5 mesaje în această campanie, unul este cel menționat deja, celelalte sunt faptul că depresia postnatală nu trece dacă o ignori. Mai avem un mesaj în care spunem că și femeile puternice pot trece prin depresie postnatală, pentru că asta este iarăși o foarte mare, mă rog, neîncredere acolo. Dacă ești puternic, poți să faci orice. Nu, e chiar așa. Și o parte de informare în care spunem că 8 din 10 femei, pentru că e un număr foarte important, trec ori prin zona de baby blues, ori prin depresie. Și una pe care tații care s-au implicat în campanie aleg să o folosească cel mai mult ca mesaj, aceea că nu e vina ei că are depresie postnatală. Nu e vina mamei. Nu... Adică după ce că trece prin toate astea și suferă toate lucrurile astea, hai să nu mai punem și vina tot pe ea. Pentru că nu e vina ei. Și modul în care am gândit campania este, pe lângă partea de informare, noi am avut psihologi care ajută și postăm pe durata acestei săptămâni materiale care să vină în sprijinul apropiaților. Dacă ești prietena ei, ce poți să faci? Ce poți să observi? Ce poți să faci? Dacă ești mama ei, ce poți să observi? Ce poți să faci? Chiar astăzi vom posta dacă ești soțul ei. Ce poți să observi? Ce poți să faci? Adică avem pe durata săptămânii tot felul de materiale lucrate împreună cu psihologi, astfel încât dincolo de poveștile mamelor care ies la iveală și de zona asta de a auzi lumea despre depresie și de a se vorbi despre asta, pentru că nu se vorbește, avem și ajutor concret oferit. Iar implicarea în campanie și de către cei care au copii mai mari sau nu au copii și simt că e un subiect real pe care vor să-l sprijine, poate fi făcută exact cu unul din aceste 5 mesaje, scris de mână pe o coală A4, făcută o poză alb-negru și pusă la poza de profil pe Facebook, împreună cu un mesaj în care spune că susține campania La primul bebe, depresia postnatală există. Pentru că ce am văzut, avem, nu știu, până în momentul de față, sunt cei aproape 70.000 de membri ai noștri impactați de această campanie și vreo 50.000 de oameni din extern, din afara comunităților noastre. Avem undeva la peste 300-400 de astfel de poze de profil și ne uitam la ele și la fiecare poză de profil sau la fiecare distribuire încep să curgă povești și avem și în evenimentul campaniei mii de povești ale mamelor care e evident că aveau nevoie să se deschidă, aveau nevoie ca cineva să nu mai considere depresia un subiect tabu sau un moft sau un lucru inexistent și au găsit mediul sigur pe care noi l-am creat și pe care noi la primul bebe îl creăm prin definiție, în care să poată să-și expună povestea, durerea și multe ne-au scris că deja faptul că au scris pentru ele e terapeutic și că dacă cumva ceea ce au scris ajută și alte mame și ajută,
Na, se simt cu atât mai bine. Am văzut acolo o forță, că am citit despre asociația la primul bebe și am văzut că se fac foarte multe lucruri frumoase pe lângă campania aceasta. Ați realizat foarte multe lucruri împreună, pe lângă ceea ce spuneați dumneavoastră că ați fost sprijin una alteia. Chiar dacă nu v-ați cunoscut niciodată față către față, dar a fost sunt multe experiențe frumoase pe care le-am găsit și le-am citit cu mare plăcere. Ce alte lucruri face asociația la primul bebe? În câteva cuvinte. Asociația la primul bebe sprijină mamele. Noi ne-am dat seama și ne dorim să sprijinim mamele din toată țara, pentru că toate au nevoie de sprijin la început de drum. Și facem asta prin diverse proiecte ale noastre. De exemplu, de două ori pe an, și chiar urmează acum în mai următoarea noastră campanie umanitară, realizăm campanii umanitare de strângere de fonduri în cadrul comunităților noastre, prin care până acum ne-am axat pe zona de sănătate. Am dotat maternități sau spitale de copii cu aparatură foarte importantă, spitale de care beneficiază mamele din toată țara, undeva la 700.000 de euro am strâns până acum și am investit în zona... Să spunem două nume, Marie Curie? Da, la Marie Curie am făcut. Magic Home? Da, un etaj din clădirea Magic Home din București, într-adevăr este strâns, banii au fost strânși de mamele noastre. Sunt proiecte noastre pe care ascultătorii noștri le cunosc și da, de aceea și acum tocmai urmează implementarea ultimei campanii pe care am făcut-o împreună cu fetele de la Dăruiește Viață. Modernizăm și aranjăm, refacem cu totul laboratoarele de la Clinica Oncologică Pediatrică din Timișoara. Este o clinică foarte importantă unde vin pacienți și analize de prelucrat din aproape toată țara, până când va fi gata spitalul. Și împreună cu ele, adică noi am strâns fondurile și ele vor implementa partea de construcție și tot la locul respectiv. Iar în mai urmează să demarăm o nouă campanie, deci cumva astea sunt proiectele de care beneficiază toate mamele. În comunitățile online, într-adevăr, segmentul este cel menționat de tine și avem în comunități acum aproape 70.000 de mame. Suntem prezente în 20 de județe ale țării. Da, sunt 6 ani de muncă în spate și de mulțumim și de energie dedicată și e mult suflet pus acolo. Pentru mamele din comunități organizăm evenimente de sprijin și de educație parentală pe toate subiectele care s-au dovedit a fi dureri reale ale lor, de la relația de cuplu după ce apare un copil, care din nou este un subiect despre care nu se discută sau se discută mult prea puțin, zona de alăptare, nu știu, toate durerile care apar în viața unei mame la început de drum. Observ că sunt subiecte foarte interesante care interesează o mămică, un cuplu. Chiar și un tătic, care... cred. Da, da, avem și tați. Avem și tați, sigur că unde da. Putem intra? Unde putem căuta astfel de detalii, astfel încât să ținem pasul cu evenimentele pe care le pregătiți? Calendarul nostru este afișat pe site www.laprimulbebe.ro. Avem partea de evenimente unde este calendarul. Menționez că evenimentele sunt destinate exclusiv membrilor comunităților noastre, deci în funcție de județul în care telespectatoarele sunt, pot căuta tot pe site comunitatea la primul bebe din județul lor, nu știu, la primul bebe Brașov, la primul bebe Cluj, la primul bebe... Suntem în jumătate din țară, ne propunem, excelent, planul nostru este să atingem super ușor, ușor toată țara și pot intra în comunitățile de Facebook aferente orașelor lor, pentru că organizăm evenimente în orașele lor, ne ocupăm de crearea unei comunități și offline, pentru că facem tot online, dar și offline, de sprijin real și în orașe, astfel încât sprijinul să fie mai mare decât ce putem oferi. Asta de la distanță. Asta e foarte bine și vă urăm mult, mult succes în extinderea acestei acțiuni. Vă găsim și pe Facebook, tare, da? La primul bebe. Facebook, da, la primul bebe. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să sprijiniți această campanie, foarte simplu, luați un slogan din cele expuse, chiar în le găsiți scrise pe pagina La Primul Bebe pe Facebook, faceți o fotografie și puneți-vă în perioada campaniei poza de profil, fotografia aceea la profilul dumneavoastră de pe Facebook. Mulțumim, doamna Popescu, pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumesc. Succes în activitatea dumneavoastră.